Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat astăzi în mijlocul beneficiarilor căminului pentru persoane vârstnice Reșița și a credincioșilor care frecventează Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din incinta căminului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în lăcașul de cult ce deservește atât persoanele vârstnice din cămin, cât și o comunitate parohială formată din peste 250 de familii din cartierul reșițean Marginea Lend. Pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul a 15 ani de slujire în parohia reșițeană, părintele paroh a fost hirotesit iconom stavrofor, iar ctitorii și binefăcătorii bisericii și ai casei parohiale, nou construite, au primit din partea ierarhului diplome de recunoștință. După Sfânta Liturghie, ierarhul a binecuvântat lucrările de la casa parohială, aflată în curs de finalizare. Aici am venit de mai multe ori și am slujit Sfânta Liturghie, dar în timpul pandemiei nu am putut sluji Sfânta Liturghie în Biserica Sfinților Apostoli din incinta acestui așezământ și de aceea am socotit ca, iată, înainte de a începe postul mare, să poposim duhovnicește aici la marginea Lend și să aducem binecuvântarea lui Dumnezeu prin slujirea acestei dumnezeiești liturghii. În cadrul liturghiei ne-am bucurat că foarte mulți credincioși s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Unii dintre angajații azilului pentru persoane vârstnice, dar și credincioși care aparțin de această micuță parohie din Reșița. După Sfânta Liturghie am sfințit casa parohială, aflată aici, în imediata apropiere a bisericii, pentru că părintele Moise Linu s-a ostenit foarte mult, este de 15 ani aici preot paroh și cu multă jertfă a ridicat această casă parohială. Și iată, astăzi, împreună cu părinții coliturghisitori, am sfințit casa parohială din această parohie reșițeană. Considerăm că această venire a Preasfințitului este de bun augur pentru beneficiarii acestui cămin, dar și pentru credincioșii arondați acestei parohii, deoarece încă de la început s-a gândit ca această bisericuță mică și această parohie să deservească nevoilor duhovnicești și pentru credincioșii care sunt și domiciliază în proximitate. În decurs de aproape 7 ani am reușit să finalizăm și lucrările la casa parohială și acum putem spune pe bună dreptate că în doar 22 de ani, o parohie mică, avem o bisericuță bijuterie, cum spunea Preasfințitul, o casă parohială nou, luminată, minunată, locuibilă la parter. Mulțumim tuturor colaboratorilor și între biserica noastră, între parohia noastră și centrul nostru de bătrâni și conducerea centrului, există o colaborare strânsă. Persoanele vârstnice din cămin, în preajma marilor sărbători, sunt vizitate de Preasfințitul Părinte Lucian, care le aduce daruri. Mulțumesc Preasfinției sale că de fiecare dată vine și le acord atenție bătrânilor noștri. Este un balsam pentru ei. Îmi pare rău că astăzi nu am putut, deși preconizasem să-i viziteze și să vorbească cu ei, nu s-a putut să-i viziteze. Am stabilit cu Preasfinția sa o vizită ulterioară care să se întâmple undeva până în preajma zilei de 8 martie. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și a oamenilor care locuiesc în zona aceasta a orașului, la capătul lui, am făcut această sfântă biserică pentru sufletele celor care vin în fiecare duminică și se roagă Tatălui Celui Ceresc pentru familie, pentru sănătate și pentru buna cuvință a celor care sunt împrejur. A fost o muncă grea, dar cu ajutorul, așa cum am spus, a bunului Dumnezeu, am reușit să mărim Sfânta Biserică. Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din incinta căminului pentru persoane vârstnice s-a zidit între anii 2000-2004.